Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șef Adi Hădea îngătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le oferi multe întrebări cu gust, o porție dublă. Invitatul nostru din această seară este politolog, profesor de științe politice, decan al Facultății de Științe Politice SNSPA și de asemenea un analist ale cărui opinii le ascultăm frecvent în spațiul public, destul de des aici la Digi24. Profesor Cristian Pârvulescu ne este oaspete la cină. Bun găsit, Adi! Bună seara! Pregătit pentru o lecție de politică? Doamne, păi cum? Toată viața asta mea e o lecție, așa că o iau și azi. Ce pregătim de mâncare? Știi vorba aia, pentru tine aș mânca și un pui fript? Te rog! Se aplică exact astăzi. Exact asta! Deci o rețetă simplă, așa cum sunt foarte, toate cele pe care simplu. Le prezinți tu? Foarte simplă. Cea mai simplă, de fapt. Mâncăm ca la bunica astăzi. Cartofi cu unt și cu sare și un pui la cuptor. Te rog să le dai oamenilor rețeta. Mă ocup. Rețeta din seara asta, mă rog, rețeta, eu tot zic rețeta, dar nu e vorba despre nicio rețetă aici. Vorbim despre 4 cartofi mari și întregi pe care îi pun pe hârtie de copt pe o tavă și pun la cuptor la 180 de grade și țin acolo până când sunt copți. Și când sunt copți, îi scot, sparg coaja, care o să fie un pic așa crocantă tare, cred, dacă merge bine treaba, și pun acolo niște unt, sare, pătrunjel tocat și un pic de usturoi și aia e tot. Adică asta o să fie garnitura pentru pui, care e dita mai puiul de făcut pe grill, cum ar veni, sau la cuptor, sau cum vreți voi, sau pe sticlă, că am înțeles că se mai face și pe sticlă, pe care îl îmbăiez în niște sosuri, un sos teriyaki, care e de proveniență japoneză și care în principiu conține sos de soia și alte lucruri, un sos de chili și ardei iute și apoi sare, piper, ghimbir, niște portocală și lămâie în interior și tot la cuptor lângă cartofi, tot la 180 de grade Celsius, tot până e gata. Și pentru că sunt cartofi atât de mari și puie cât îl vedeți, în principiu o să fie gata cam deodată. Asta e tot. Profesorul Cristian Pârvulescu este cu noi la cină. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Sunt încântat! Merge un pahar cu vin la cină sau sunteți cu mașina? Merge un pahar cu vin la cină pentru că renunț la mașină. Ah, foarte pentru bine, faceți! Pentru plăcerea de a fi la cină, renunțăm la mașină, nu? De ce credeți că nu au reușit cei care au vrut să introducă în lege permisiunea de a bea un pahar cu vin și a conduce apoi? Păi cred că și în Occident începe să se renunțe la acest lucru pentru că oamenii nu știu să se mai oprească. Asta e problema, nu știm să ne oprim. Da. Și atunci va trebui să ne obișnuim să nu mai bem când conducem. Greu pentru români. Greu, nu? Da, foarte greu. Bine, întrebări grele am și eu pentru dumneavoastră în această seară. Glumesc, desigur. Vă invit. Mulțumesc mult. Să luați loc. Domnule profesor, ne-am așezat comod. Sunteți obișnuit cu camera de filmat? Nu există? Sunt de foarte multă vreme obișnuit cu camera de filmat, dar în ultimii 2 ani camera a devenit parte din viața mea. Cred că nu există zi de la Dumnezeu în care să nu stau în fața unei camere, pentru că totul e online. Și pentru că e online și calitatea trebuie să fie
rezonabilă, atunci, evident, mi-am cumpărat o cameră, mi-am pus lumină, chiar ca la dumneavoastră, că nu sunt atât de profesionist, am microfon, am căști care nu se văd, astfel încât mi-a așa transmisia să fie normală. Și asta vă ajută și când faceți analize la televizor? Asta mă ajută și când fac cursurile și când fac analizele, pentru că cursurile au trecut online și, mă rog, chiar dacă le fac din orice colț al lumii, pentru că este unul din avantajele online-ului și eu am fost foarte mult plecat, totuși trebuie să vă recunosc că este extraordinar de obositor. După câteva ore de stat în fața camerei cu luminile în față, încep să simți oboseală. Spuneți-le, vă rog, și băieților, poate mai reduc din luminile astea cu care... E meseria lor. Mă obosesc seară de seară. Domnule profesor, dacă România toată ar încăpea într-o farfurie, ar fi varză cu ciolan sau ghiveci de legume? Mai degrabă ghiveci de legume. De ce spuneți asta? Pentru că este, sunt mult mai multe, e diversitate. Vedeți, varză cu ciolan avem doar două. Pe câtă vreme România este diversă. Nu? Îl avem pe Adi Hădean care vine din Maramureș, eu sunt din Muntenia. Deci eu sunt din Moldova. Iată, deja am făcut o parte ghiveci. Din România Mare. Mai sunt bănățenii, sunt ardelenii, sunt dobrogenii și așa mai departe. Suntem diversi. Deci cred că ghiveciul ni se potrivește cel mai bine. Și dacă e bine făcut, atunci devine și foarte gustos. Da, vom mai vorbi despre cum e România, despre cum suntem noi ca români, dar pentru început vreau să vorbim un pic despre dumneavoastră. Poate cine știe, încercați să vă arătați în această seară telespectatorilor altfel decât o faceți de obicei atunci când apăreți la emisiunile noastre de știri de la Digi24. V-ați născut în Prahova, în da? Zona lui Caragiale, cumva un semn că o să vă placă politica, nu? Poate că da. De fapt, Caragiale a făcut parte din viața mea de la început, pentru că a fost ploieștean, pentru că așa, a avut, tot mâncăm aici, a avut crâșmă în gara din Ploiești și a participat la Revoluția din nou, așa zisă, Revoluția din 1870 de la Ploiești cu Candiano Popescu, era încă tânăr pe vremea aceea. Ironia lui Caragiale, mă întreb, pentru că mulți dintre noi o avem în zona aceea, este un semn al culturii regionale sau mai degrabă este o inspirație a lui Caragiale. Caragiale a fost foarte acid. Nu știu că el nu era nici ploieștean, nici român, era grec, dar s-a acomodat extraordinar de bine. Și în fond, ce înseamnă să fii român, să fii grec, să fii nu mai știu ce, ucrainian, apropo de momentele prin care trecem acum? Nu, vreau să vă țin departe de Ucraina și de Rusia în această seară. Haideți să vorbim despre cine a decis că dumneavoastră trebuie să deveniți profesor. M-am născut într-o familie în care bunicii au fost învățători. Am copilărit în școală cu bunica, care era învățătoare. Mama a fost profesoară. Deci sunteți la a treia generație de fapt, cadre nu didactice. Nu cred că știu o altă meserie. Deci mergeam cu maica mea la școală când eram încă foarte mic. Am copilărit cu cărți și cu manuale. Am învățat să scriu și să citesc destul de repede. Așa că nu mi-am imaginat o altă meserie. Și apropo de politică, politica m-a interesat dintotdeauna. Ascultam pe ascuns Europa Liberă când eram adolescent, pentru că nu aveam voie. Taică-mi nu era de acord cu acest lucru. Ce înțelegeați pe vremea aia? Totuși, destul de multe. Erați adolescent. Eram adolescent, dar mi-a plăcut întotdeauna istoria și am legat și istoria de politică. Le-am privit în continuitate și asta m-a influențat foarte mult în meserie ulterior, pentru că, de fapt, ceea ce îmi doream să fiu era să fiu politolog, numai că în România comunistă nu se putea. Așa că am făcut facultatea de filosofie și nu cea de istorie, deși m-a interesat foarte mult istoria, pentru că aveam nevoie de o explicație rațională, iar istoria nu oferă explicații. Istoria oferă evenimente. Și atunci am făcut facultatea de filosofie pentru filosofia politică, pentru a înțelege desfășurarea politică și am primit răspunsurile necesare. Ulterior, adică chiar când am terminat facultatea, a venit Revoluția și oportunitățile au fost imense, așa că fac ceea ce îmi place. Sunt unul din cei care pot să spună că face ceea ce îi place. Nu am nimerit aici din greșeală, am nimerit pentru că îmi place. Sunt din 1991 până astăzi, iată, de 31 de ani, profesor în aceeași facultate. Sunt cel mai bătrân profesor din SNSPA, în sensul cu cea mai lungă carieră, nu neapărat încă cel mai bătrân, și nici nu vreau să devin cel mai bătrân. Cât a fost vocație și cât a contat faptul că proveniți dintr-o familie de dascări? Mi-e foarte greu să vă spun, pentru că obișnuit să stau în clasă, mi s-a părut absolut normal. Pe de altă parte,
M-a influențat foarte mult un film pe care l-am văzut în copilărie, un film al regretatului Sidney Poitier, Domnului profesor cu dragoste, în care am văzut pentru prima dată un stil de predare care era atipic într-un cartier american problematic și mi-am dorit să fiu așa. Nu am reușit întotdeauna, dar mi-am dorit să fiu un profesor altfel. Adică să fiu profesorul pe care aș fi vrut să-l am și pe care nu l-am avut niciodată. Sunteți un profesor altfel? Încerc. Cred că acum online-ul mi-a micșorat posibilitatea de manifestare pentru că mă simt foarte bine să țin cursuri și să dialoghez cu studenții și vă dați seama online când ai 200 de studenți prezenți este imposibil să dialoghezi. Dar plus cred că nu sunt chiar un profesor obișnuit. Da. Repede e gata și mâncarea. Wow! Mulțumim foarte mult, Adi. Și ce mâncăm noi aici? Aici mâncăm un pui copt, cu un cartof la fel de copt, cu niște pătrunjel, cu un pic de ceapă, unt, sare, nicio șmecherie. Mâncare simplă. Mulțumim. Așa ca pentru seară. Gătiți, domnule profesor? Uneori da, mai ales în ultimii ani, pentru că mi-am închiriat un mic apartament la Bruxelles, mă plictisisem să mănânc la restaurant, îmi gătesc. Am făcut și o experiență vegetariană, nu pentru că am ceva împotriva cărnii, ci din motive filozofice pe care le dezvolt aici. În general am încercat specialități de pește, pentru că acolo peștele este proaspăt și pot să încerc tot felul de variante, dar nu. Nu sunt un profesionist. Gătesc ca să mănânc. În această emisiune pornim dialogul cu invitatul de la copilărie până în ziua în care ne aflăm. Așa că nu o să facă excepție emisiunea din această seară. Cum erați în primii ani de viață? Nu mai mi-aduc aminte. Întrebarea e bună și chiar mă gândeam. Am citit o reflecție care spunea îmi aduc aminte ceea ce îmi aduceam aminte și încercam să-mi aduc aminte despre copilărie zilele trecute. Nu am foarte multe momente. Am avut o copilărie fericită, am copilărit cu bunicii. La un moment dat au apărut și frații mei, fratele și sora mea, care sunt mai mici, fratele cu aproape 5 ani, sora cu 6 ani și jumătate. Și după aceea a venit școala. Am avut o experiență traumatizantă pentru că am trecut de la școala la care mergeam cu bunicii în oraș și mi-a fost în Ploiești, bunicii locuiau la Boldescăieni. Mi-a fost greu, m-am adaptat, dar niciodată nu m-am simțit făcând parte din acea comunitate. Întotdeauna am rămas mai degrabă înstrăinat și asta pe termen mediu și lung m-a ajutat, pentru că m-a făcut să fiu mai reflexiv. Mă jucam cu copiii, evident că mă jucam cu copiii. Vă amintiți ce vis aveați în copilărie? De la un moment încolo, știți, m-a obsedat istoria. Și mă visam luptător în bătălii cu mari eroi ai neamului, Ștefan cel Mare și așa mai departe, până când odată era să mă omoare un turc și de atunci n-am mai avut vise. În vis, evident. În general, visele mele erau legate sau de experiențe de genul ăsta. Totul depindea de ce am trăit pe parcursul zilei. Dar îmi aduc aminte vise splendide ale unor plimbări cu bunicul, pe care le făceam și apoi le visam pe niște câmpuri care sunt de-a dreptul cinematografice. Era primăvară și erau ghiocei, erau flori, totul înverzea, nu știu ce semnificație are, poate ne spune vreun specialist, un psiholog, un psihanalist, nu-mi dau seama ce voia să spună visul ăsta, dar mi s-a repetat de câteva ori, așa că îl mai țin minte. Care este acea amintire pe care părinții dumneavoastră o povesteau la reuniuni de familie? Cristian, când era mic... Cred că ceea ce i-a șocat cel mai tare, apropo că am barbă și am barbă de multă vreme, de fapt nu știu dacă mă știe cineva fără barbă în România, în afară de soția mea și de părinți, m-au surprins odată, aveam 3 ani, 2 ani și jumătate, că mă berberam. Și au fost șocați. Am luat aparatul de ras al tatălui meu și am început să mai muțăresc gesturile respective fără să strâng foarte bine aparatul și cu riscul de a mă răni, ceea ce i-a și înspăimântat și cred că această poveste a fost repetată de atâtea ori încât m-am plictisit și eu de ea.
Vă văd un elev care a învățat foarte bine. Erați tocilarul clasei sau băiatul care prindea totul din mers la clasă? Trebuie să vă spun că n-am fost un elev bun la matematică niciodată. Și nu știu de ce, pentru că acum încep să recuperez ceea ce n-am învățat atunci, pentru că este absolut necesară când faci analize. Discutăm despre statistici, discutăm despre probabilități și lucrurile astea sunt importante. Și vin cifrele peste dumneavoastră. Obligatoriu. Dar mă mulțumeam să învăț doar la ceea ce îmi plăcea. Și principal la istorie. Am fost olimpic la istorie, am învățat întotdeauna de plăcere. Manualele erau prea puțin pentru mine, aveam ce să citesc și citeam enorm de mult despre istorie pentru că voiam să înțeleg. Mă descurc puțin cu fizica. Nu trebuie să recunosc că însă în ceea ce privește chimia n-am fost niciodată un mare maestru și regret și astăzi, dar a depins foarte mult de profesori. Chiuleți? Destul de mult. Începând cu clasa a șasea... Unde mergeați când fugeați de la școală? La film. La film. Am văzut enorm de multe filme. Am văzut, nu știu, sute de filme. În Ploiești erau 7 cinematografe pe vremea aceea și mergeam la toate filmele într-o săptămână. Uneori, la unele cinematografe se și schimbau și de atunci am căpătat o sensibilitate pentru filmul de artă. De nenumărate ori mi s-a întâmplat să fiu singur în sala de cinema, mai ales rulează un film pentru o singură persoană? Da, nu știu care e regula. Aceea, pe vremea aceea, da, pentru că totul era programat, nu există, nu depindeau de costuri. Am revăzut când a murit Sidney Poitier, Ghici cine vine diseară la cină. Un film extraordinar pentru că m-a ajutat să depășesc rasismul. Și asta de vreme, deci cred că l-am văzut când aveam 10-11 ani, adică un moment oportun, pentru că astea sunt momentele în care se formează comportamentele de genul ăsta și când trăiești într-un cartier popular, cum s-a întâmplat în cazul meu, rasismul este la colț de stradă. El este o permanență a vieții noastre și asta m-a ajutat și atunci și mai târziu să am o direcție. Unii consideră că am greșit, dar eu mă mândresc cu asta. Care a fost cea mai mică notă pe care ați avut-o la școală? Știți că am avut și unul. Am avut și unul, deci nu... Unul la? Încerc să-mi aduc aminte. Cred că la rusă. La rusă? Da, pentru că făceam engleză și rusă. Nu putem să facem două limbi occidentale în același timp. Am început cu engleza și din clasa 5 am făcut rusă și ca un adevărat român niciodată nu m-am prietenit cu limba rusă. Cu cultura rusă, da, am citit romancieri ruși, am admirat arta rusească, dar niciodată cu limba rusă. Și apropo de asta, eu sunt un bun vorbitor de limbă franceză, dar n-am făcut și franceză în școală. Am învățat-o doar din filme și... Good musician, cum se zice, nu? Da, și de muzică. Sunt totuși într-o generație în care se asculta multă muzică, la radio, franțuzească, nu mai e cazul acum, și asta m-a ajutat să înțeleg și să pot exersa franceza. Așa că când am ajuns la Sciences Po, la științe politice în 1995 pentru o specializare, deja vorbeam franceză rezonabil, nu foarte bine, dar rezonabil, suficient ca să mă fac înțeles și mai ales să înțeleg. Ați trăit în copilărie cu teama nu am voie să spun din casă? O, da. Au fost vremuri grele. Nu, absolut. Adică am auzit pe unii care spuneau că habar n-aveau că securitatea era poliție politică. Pentru mine securitatea a fost o prezență permanentă. Știam că nu pot să spun din casă. Bunicul meu asculta Europa Liberă. Nu aveam voie să comunicăm lucrul ăsta. Știam că suntem într-o supraveghere permanentă, chiar dacă părinții mei dintr-un oportunism specific perioade, au fost membri de partid. De partid, da. Și tatăl și mama au fost, cred că în același timp, cam când m-am născut eu, 1965, când teoretic politica de recrutare în partid se mai liberalizase, pentru că pentru mama mea problema era că nu avea origine sănătoasă dintr-o familie muncitorească, așa că a devenit membru de partid după ce a devenit profesoară, pentru că trebuiau să raporteze cifre de membri de partid în vremea aia. Și au fost niște membri de partid cu minți până în 1989. Când viața noastră a tuturor s-a schimbat, da, de altfel. Da, și când partidul n-a mai contat atât de mult. El există și astăzi, încă îi simțim răsuflarea, dar nu a mai fost prezent în viața noastră de zi cu zi. Vreau să ne povestiți acel episod când ați fost făcut pionier la Mărășești, când dumneavoastră era tare mândru. Da, și iar bunicul era de-a dreptul înspăimântat. Deci a fost foarte mândru, se întâmpla în 1972. Era epoca aceasta, începutului naționalismului ceaușist, acum pot să o privesc în retrospectiv. Și
În general, colegii mei erau făcuți pionieri la Doftana. Nu? Doftana este la 3 pași de Ploiești, era cât se poate de normal, pentru cei care nu mai știu ce era Doftana, era închisoarea în care fuseseră prizonieri membrii Partidului Comunist Român, printre care și Nicolae Ceaușescu, spre exemplu. Dar nu, noi am fost la Mărășești, acolo unde bunicul meu patern a luptat, și a scăpat, dovadă că s-a născut taică-miu ceva mai târziu, în 33, și unde bunicul meu matern, care era încă tânăr, nu era de armată, fiind cercetaș, a transportat presa. Am fost foarte emoționat. Extraordinar de emoționat. Nu eram prima dată la Mărășești, dar am fost extraordinar de emoționat. Mi s-a părut că a fost un lucru extraordinar. Și m-am dus să-i spun bunicului, tata mare m-a făcut pionier la Mărășești. Și m-a privit cu o milă care m-a făcut dintr-o dată să înțeleg tot. Știți, când ești copil, ți se pare că e anormal, că nu toate țările sunt comuniste. Cum adică țări comuniste și capitaliste? Aveam dificultăți să înțeleg lucrul ăsta. În acel moment am priceput. Eram în clasa a doua și am priceput că nu e bine. Nu e bine, domnule profesor, nu e bine, vorba unui clasic în viață. Chiar așa, v-ați împăcat cu Băsescu? Că mi-a venit în minte acum folosind cuvintele pe care fostul președintele. Greu să trecem peste anumite lucruri. Nu ne-am certat niciodată, dar nu vă întâlniți la Bruxelles? La Bruxelles să ne întâlnim, nu mă întâlnesc cu alți europarlamentari, dar mi se întâmplă să ne mai încrucișăm pe avion, dar doar atât. Vă salutați? N-aș crede. Nu prea. Știți, sunt momente în viața unui om în care diferența între politică și viața privată trebuie făcută. Și cred că domnul președinte Băsescu n-a făcut lucrul ăsta. M-a afectat foarte mult atacul din 2007, absolut nemeritat, pentru că cred că întotdeauna trebuie să deosebești între discursul politic al cuiva, inclusiv al unui politolog, și viața lui privată, ceea ce domnul președinte n-a făcut. Vreau să ne întoarcem la urmărirea de către securitate. Ați știut întotdeauna cine vă sunt dușmanii? Știați cine sunt informatorii? N-am știut. Nu știam cine sunt informatorii. La facultate știam. Erau aproape vizibili. Dar în liceu nu. Dar știam că ne urmăresc, știam că telefonul e urmărit, știam că ne urmăresc la școală și pe stradă. Poate că exageram, pentru că și astăzi văd pe unii care urmăresc. Dar eu cred că securitatea n-a dispărut cu totul. N-a dispărut. E cea de tip nou, cum se spune, nu? Eu cred că proastele obiceiuri au rămas. Sigur că au făcut eforturi la serviciile secrete să se adapteze democrației, dar vedeți, n-avem controlul parlamentar și civil asupra serviciilor secrete care există în țările occidentale. Spuneați un pic mai devreme că în facultate îi știați pe cei care erau informatori. Îi știam pe unii. Știți că eu am fost coleg și oarecum bun prieten, cred că suntem și astăzi, cu Marius Oprea. Istoricul Marius Oprea, care a fost arestat în facultate în 1988 pentru difuzare de manifeste anticomuniste și care după 1990 a făcut o datorie din a divulga foștii informatori. Mi-a dat foarte multe informații Marius Oprea, inclusiv în legătură cu persoane care erau infiltrate în societatea civilă la un moment dat, pentru că a avut acces la astfel de informații și mi-a dezvăluit și lista de informatori de la facultate. Ne cunoșteam, dar nu știam exact cât de mare e numărul de informatori. Din câte spunea Marius, era unul din 5 la noi, noi eram 20. Iar la facultățile tehnice era unul din 10. Deci numărul de informatori era totuși destul de mare și recrutarea lor era destul de serioasă. Nu avem astăzi acces la aceste informații, dar oricum știm că au fost sute de mii de informatori. Unii au fost șantajați și au dat informații, alții au făcut-o de plăcere. De bunăvoie și nesilit de nimeni, semnez pentru securitate. Pentru că sperau să aibă și aveau avantaje. Puteau să aibă avantaje, de exemplu, la repartiții, de exemplu, la note. Trăiesc astăzi oamenii despre care... Cum să nu? I-ați privit față în față? Da. Îi știu pe cei care... Nu știu dacă au dat informații despre mine. Dar n-ați dat niciodată un nume.
Nu, și nici nu o să dau nume, dar... De ce? De ce îi protejați? Da, nu-i protejez. Este o problemă, până la urmă, privată, știți? Eu mi-am cerut dosarul de la CNSAS și acolo nu există informații de niciun fel în ceea ce mă privește. Deci nu am avut acces la aceste informații, dar... Au funcții publice? Unii da, dar nu importante. Unii da. Mă roade curiozitatea, să știți. Nu. Au fost multe momente de genul ăsta în care aveam niște colegi greci de la istorie pe care îi ajutam la redactarea lucrării de licență și am fost la ei în cămin, în Grozăvești, unde erau camere separate pentru studenții străini, unde am intrat în discuție cu ei și la un moment dat a apărut un coleg absolut întâmplător, care a deschis ușa. În realitate aveau microfoanele înăuntru, dar nu știau cine sunt vorbitorii și au venit ca să facă recunoașterea și să vadă cine sunt persoanele respective. Pe mine m-a interesat politica și atunci. Andreas Papandreou era la guvernare în Grecia și vorbeam despre politică grecească. Cum vă spuneam, politica a făcut parte din viața mea până într-acolo încât nici nu știu dacă aș putea trăi fără să gândesc ceva despre politică. Pentru mine totul e politică. Masa asta e politică, vinul ăsta e legat de politică, puiul acela era legat de politică, totul e politică. Cum e legat puiul de politică, domnule profesor? Păi e simplu, pentru că noi suntem niște vorba lui Aristotel, animale politice. El zicea zoon politicon, animale politice, pe el era foarte, că nu ființe sociale, animale politice, adică animale care trăiesc în comunitate și care se orientează în raport cu anumite scopuri. Iar puiul ăla este crescut de niște oameni cu un scop foarte clar, pentru ca unii să fie hrăniți. Are legătură cu resursele care pot să fie mobilizate pentru a-l crește, are legătură cu piața pe care, în care îl desface, are legătură cu lucruri care toate țin de politică. Știți, ne naștem în politică și murim în politică. Primul lucru pe care îl facem când ne naștem este să strigăm după hrană, încă de la început. Iar ultimul lucru pe care îl facem este să plângem. Pentru că, nu știu dacă plângem întotdeauna, depinde de ce mi se întâmplă într-un moment. Pentru că, de exemplu, dacă ajungem în spital, ne dorim să avem niște condiții normale, decente, pentru a ne sfârși viața. Și asta ține de politică. Calitatea spitalelor noastre nu are legătură cu, minunata natura poporului român. Are legătură cu capacitatea politicienilor de a face ceva. Revoluția a venit exact atunci când dumneavoastră terminați facultatea. La momentul oportun. Da. Cum s-au schimbat viața și planurile noastre total după 89? Aș fi plecat din țară. Eram pregătit să plecăm din țară în 1989, pe acolo prin Maramureș. Aveam călăuze, trebuia să trecem prin Ungaria. Revoluția ne-a schimbat total viața. Am rămas în România și am luat-o de la capăt și am construit încet cu încet. Spun asta pentru că suntem căsătoriți din 1986. Deci avem, iată, 36 de ani de când suntem căsătoriți și atunci toată viața noastră s-a desfășurat împreună. Ideea noastră era foarte clară că vom pleca și începusem să negociem, evident, cu călăuzele maghiare, nu cu călăuzele române, pentru a putea trece în Ungaria. Și ați rămas în România. Cum ați caracteriza viața politică din țara asta după 1990? Eu cred că România a făcut progrese extraordinare în ultimii 30 de ani, chiar dacă majoritatea celor care ne privesc simt contrar. Cu ajutorul studenților mei am ajuns la Pro-Democrația în 1999, pentru că n-am crezut că am vocație politică. N-am crezut că locul meu este să intru într-un partid politic, deși am avut nenumărate oferte. Au fost oferte, da. Fie pentru președinție de partid, vicepreședinție de partid, postul de ministru, nu m-au interesat. Nu am vocație de politician. Este o altă meserie. Este o meserie, nu este o simplă vocație și eu nu am calitățile necesare. În schimb, ca activist civic, da. Și am vrut să contribui la schimbarea României. Nu știu dacă am reușit, dar am observat alegerile de-a lungul timpului și vă pot spune că da, partidele politice s-au schimbat. Nu neapărat au devenit mai profesioniste, dar sunt diferite în mod semnificativ acum decât erau acum 20 de ani și cu atât mai mult acum 30 de ani. Exact. Era multă naivitate acum 30 de ani. Exact ce spuneam. Ce a urmat v-a dat material de analiză pentru 9 vieți de politolog. V-aș propune un top 3 politicieni care au contat pentru România și 3 politicieni dăunători pentru această țară. Oh, e foarte riscant. E foarte riscant pentru că, mă rog, politicieni din ultimii 30 de ani sau politicieni din ultimii 200 de ani?
Haideți din ultimii 30 de ani, să avem istoria recentă totuși în față. Că era mai simplu cu tot ultimii 200 de ani. Nu putea fi atât de simplu. Aș fi vrut eu. Să știți că, din punctul meu de vedere, președintele Constantinescu a avut un rol pozitiv, chiar dacă el este privit cu foarte multă suspiciune. Învins de servicii, că tot vorbeam de... Da, așa e și din scenă. Președintele spune că, președintele Constantinescu spune că este scoasă din context acea declarație pe care a făcut-o într-un anume context, dar privind retrospectiv, lucrurile putem să spunem da, că da. A fost un moment important și România atunci a făcut primii pași. Emil Constantinescu. Integrarea europeană și NATO. Ion Iliescu a jucat un rol important. Adică puteți n-am spune... N-am fost unul din mari admiratori ai președintelui Iliescu, dar indiscutabil cei 14 ani de președinție au influențat România. Iar ultimul mandat a fost un mandat în care s-a interesat de ceea ce va urma. Se poate spune că a fost un rău necesar? Nu cred că aveam alternativă. Dur. Să știți, în 1990, din interiorul Partidului Comunist Român, e adevărat dispărut, dar care forma singurii politicieni, nu exista alternativă la Ion Iliescu. Ion Iliescu a făcut alegerile sale, care au fost riscante, a căzut în plasa securității pe care doar formal o desfințase. Adică îl văd în mare măsură manipulat în toată perioada respectivă, ceea ce nu îl exonerează niciun fel de responsabilități. Dar pe de altă parte, este un politician care a acceptat să începem discuțiile de integrare europeană și euroatlantică, iar apoi, în ultimul mandat prezidențial, când s-a întâmplat, de exemplu, să intrăm în NATO, a fost cât se poate de decent. Cred că și în mandatul 92-96 începuse deja să devină un politician mult mai atent și mai matur și iarăși am apreciat foarte mult faptul că a acceptat înfrângerea din 1996. Am dat două nume din trei pe care mi le-ați dat dumneavoastră și acum încercăm să mă gândesc la un prim-ministru care să fie influențat în mod esențial viața politică românească și o să vă surprind, dar mă gândesc la domnul Isărescu. Isărescu. Domnul Isărescu a fost prim-ministru în doar un an de zile. Mucur Isărescu a fost un tehnocrat, dar a fost într-un moment esențial, într-un moment în care lucrurile păreau să o ia razna și a putut să pună bazele reconstrucției României pe care apoi guvernarea PDSR, PSD-a lui Adrian Năstase le-a dezvoltat. Dar totul e acolo, în acel an 2000, atât de controversat. Haideți să îi numim și pe cei dăunători pentru țara asta și accentuez cuvântul. Da, în primul rând, Corneliu Vadim Tudor, care a avut un rol nefast în politica românească. Și apoi ajungem mai aproape de zilele noastre, pentru că nu, cariera lui Corneliu Vadim Tudor atinge o apogeu acum 20 de ani, când ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidențiale și când îl transformă pe Ion Iliescu dintr-un dușman, cel mai mic. Într-un dușman al democrației în atletul democrației. Dintr-o dată Iliescu a devenit cea varianta democratică pentru România. Încă două nume? Încă două nume. Trebuie să reflectez puțin, pentru că acum este devine din ce în ce mai dificil. Mă gândesc cu siguranță la parlamentarii din ultima vreme, cei care, de exemplu, senatoarea Șoșoacă. Este evident că face o imagine negativă României, dar vedeți, fără Vadim, Șoșoacă n-ar fi existat. Și între ce alt politician a putut să fie dăunător României, încerc să mă gândesc și nu găsesc niciun nume care să-mi impună în momentul ăsta. Foarte curios. Uneori tentația mea e să spun Traian Băsescu. Dar trebuie să recunosc că Traian Băsescu are o față negativă și o față pozitivă. Bună parte din tendințele actuale, extremiste, îi se datorează. Pentru că Traian Băsescu era subjugat de populism. Pe de altă parte, și multe linii corecte de guvernare au fost inițiate în timpul său. Deci nu l-aș trece neapărat la politicieni negativ, deși cred că pe termen mediu ceea ce a fost negativ în timpul celor două mandate prezidențiale a prevalat în raport cu ceea ce era pozitiv. Dar cine este perfect pe lumea asta? Cred că tot din zona extremistă și mă gândesc la Funar, al treilea. Bun, mergem mai departe. Pentru noastră personal, ghinion sau noroc că v-ați născut în România? Nici ghinion, nici noroc, în fapt.
Și o bucurie. Adică nu, să știți că dacă nu mă simțeam bine în România, plecam. Am uneori momente în care îmi zic, gata, plec, ajunge. Dar, în realitate, România este singurul mediu în care mă simt realizat. Vreau să mai vorbim un pic cu voia dumneavoastră despre viața personală. Am spus de la început că sunteți foarte discret, dar pentru că suntem într-un cadru relaxat... Vă spun și de ce sunt foarte discret, pentru că sunt un liberal convins și cred că diferența între viața privată și viața publică trebuie făcută. Mai mult decât atât, nu prea înțeleg noile generații. Am luptat 3-400 de ani ca să ne protejăm viața privată și într-o singură generație nu mai există spațiu privat. Oamenii își pun cu o plăcere extraordinară viața publică la vedere și apoi se miră că sunt atacați, că suferă din cauza asta. Eu cred că viața privată trebuie protejată, da. Eu voiam doar să vă rog să ne spuneți cum și unde v-ați cunoscut soția. Uite, nu departe de locul în care ne aflăm aici. Era în 1985, eram în anul întâi de facultate, soția era la istorie, în anul 2 eram la filozofie în anul întâi. Noi nu făceam practică agricolă, făceam practică arheologică. Și în 1985 Ceaușescu, în mania lui de a construi centrul civic, tocmai făcuse o serie de demolări în zonă. Suntem în centrul istoric al Bucureștiului acum. Și ne-am întâlnit la fostul spital Brâncovenesc, unde făceam săpături, și apoi aici, la Sfântul Gheorghe cel Nou, unde am săpat în căutarea lui Constantin Brâncoveanu, pe care nu l-am găsit, pentru că, mă rog, alții spărseseră mormintele, cel puțin în anii 30, dacă nu mai mult. Și, mă rog, după ce ne-am întâlnit, am fost foarte insistent și în 6 luni de zile eram deja căsătoriți. Romantic, cu flori, cu scos la cină, la film? Cu film și cu... Pe vremea aceea poate că nu era exact varianta de acum, dar da. Am fost singur după ce am terminat practica la Sinaia, am petrecut o lungă perioadă împreună, ceea ce era destul de neobișnuit, ne-am mutat împreună și am rămas împreună. Astăzi, cine gătește când sunteți împreună acasă? Din păcate, eu gătesc prea puțin. Soția mea gătește mult mai mult. Gătește foarte bine, îi face plăcere să gătească. Când eram mult mai tânăr, Anul trecut. O ajutam mult mai mult în bucătărie decât o fac acum, dar uneori mi-a aduc aminte că trebuie să fac și lucrul ăsta. Cum arată o zi din viața noastră, de când vă treziți până seara la culcare, o zi în care nu aveți cursuri universitare, nu mergeți la Bruxelles, nu mergeți la nicio televiziune? Nu există o asemenea zi. Nu mai aveți, nu? Mă rog, dacă e weekend, tot am o televiziune sau o intervenție online. Deci ziua începe dimineața când la cafea parcurg presa, presa internațională, internetul ne permite acum să parcurgem presa internațională americană, engleză, franceză, italiană și belgiană, după care, mă rog, cam o jumătate de oră mă uit în principal pe titluri și dacă mi se pare ceva interesant. Între timp merge și televizorul pe unul din posturile de știri CNN, France 24, străine, ca să mai văd ce s-a întâmplat, după care intru în activitatea obișnuită. Dacă e un început de săptămână în cursuri, dacă nu, trebuie să merg la Bruxelles, unde am grupuri de lucru sau întâlniri. Nu v-am spus, dar la Bruxelles m-am specializat în probleme legate de migrație și azil, evident statul de drept și libertăți fundamentale. Am foarte multe contribuții pe zona asta și enorm de mult de lucru și aici. Am ajuns ca la Bruxelles să am programul la fel de ocupat ca și la București, ceea ce nu credeam în urmă cu 15 ani. Muzică, plimbări, sport, teatru, filme. Teatru. De fiecare dată în weekend îmi rezervăm o perioadă în care mergem la teatru, mai mergem și la operă, la filme de câteva ori pe an. Nu mai mergem ca înainte. Și pandemia ne-a influențat foarte mult și din punctul ăsta de vedere. Adică sport, plimbări? Plimbăr, da, sport, n-am făcut în viața mea sport. Recunosc că la un moment dat, în adolescență, aveam un prieten care făcea box, am avut o tentativă de a face box profesionist, dar după primul meci am abandonat. Și în rest, plimbări, da, încerc pe cât posibil să mă apropii de 10.000 de pași pe zi. Aveți un ceas care monitorizează pașii? Telefonul. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Rămâneți cu noi, emisiunea La Cină susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis.
și Freshful continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu profesorul Cristian Pârvulescu. Domnule profesor, pe final de emisiune, 10 întrebări fulger. Ele vin rapid din partea mea, dar vă rog să vă simțiți liber să dați răspunsul atât cât considerați necesar. Cartea care v-a marcat viața? Este o întrebare grea, pentru că n-am reflectat la ea și trebuie să mă gândesc. Cred că cel mai mult m-a marcat Fiesta lui Hemingway. De ce? Poate mă întrebați. Pentru că îmi releva o lume pe care până atunci nu o văzusem niciodată. Am fost un mare admirator al lui Hemingway, astăzi nu mai sunt așa ca pe vremuri. După care am mai fost Camus cu Ciuma, pe care o recitesc și astăzi câteodată. Ce anume din realitatea de astăzi, cea care ne înconjoară, vă pune pe gânduri și vă sperie foarte tare? Extremismul, radicalismul, ura. Discursul incitator la ură mă șochează. Nu înțeleg plăcerea unora de a utiliza atât de mult ură. Și asta mă îngrijorează, pentru că știu că acum 80-90 de ani asta a dus la catastrofă și mă tem foarte tare că spre asta ne îndreptăm din nou. De fiecare dată, tehnologia, cum este acum internetul, atunci era cinematograful, era microfonul care îi dădea posibilitatea lui Hitler să se adreseze în fața a zeci de mii de oameni, și acum tehnologia este cea care ne pune în fața unei situații complicate. Sper să avem înțelepciunea, privind și în istorie, să o depășim. Care a fost cea mai frumoasă reacție pe care ați avut-o din partea unui telespectator, din partea unui elev, de când faceți analiză politică? Să știți că am avut două tipuri de reacții. Am, de exemplu, un telespectator din Germania care mă sună periodic după ce apar, la Digi24 în principal, pentru a mă felicita și pentru a comenta ceea ce am spus. Și îmi face plăcere. Dar după episodul din 2007 cu Traian Băsescu, vă pot spune că au fost oameni care m-au înjurat pe stradă. Nu pentru opiniile neapărat pe care le aveam, ci pentru că am devenit dușmanul poporului peste noapte. Eu spun ceea ce cred și fac ceea ce mi se pare că este moral și normal să fac. Niciodată nu am ascuns ceea ce credeam. Mi-e greu să mint și cred că asta se vede și pe fața mea. Uneori nu pot să spui adevărul verde în față, dar încerc să mă apropii cât mai mult de el. Cum arată o masă la care sunteți dumneavoastră invitat? Apucați vreodată să mâncați? Foarte rar. Deci acum am avut norocul să pot mânca, dar de obicei mi se cere să vorbesc. Și atunci nu mai apuc să mănânc. Și la finalul mesei lumea spune, dar vai, dar n-ați mâncat nimic. Păi nu, pentru că am vorbit. M-ați ținut de vorbă. Ce vă emoționează foarte, foarte tare? Până la lacrimi chiar. Mă emoționează în general dragoste. Când văd exprimarea iubirii, sunt foarte emoționat, pentru că am ajuns să cred că lucrul ăsta se întâmplă rar, și când îl văd, când se întâmplă, mă bucur extraordinar de tare. Cum se întâmplă rar? Se întâmplă rar pentru că oamenii au devenit, în primul rând, se ascund. Sentimentele pozitive, nu cele negative, sunt ascunse. Sunt o dovadă de slăbiciune în acest timp pe care îl trăim plin de violență, și atunci oamenii încearcă să își dovedească forța. Cea mai mare realizare din viața dumneavoastră? Că m-am căsătorit. Cel mai mare regret? N-am regrete, dacă trebuie să vă răspund, o să trebuiască să găsesc unul. N-am regrete foarte mari. Bun, îmi pare rău că n-am fost în Japonia, spre exemplu. O să mă duc poate până la sfârșitul vieții, dar în general nu am motive să fiu foarte, foarte trist. Sunt deprimat de multe ori, dar sunt deprimat pentru că mă gândesc prea mult la ceea ce se întâmplă în jurul meu. Principala dumneavoastră calitate? Am calități. Principalul defect? Vorbesc prea mult. Nu s-ar zice. Da, vorbesc și de când mă știu. Deci e un defect pe care l-am cultivat pe parcursul întregii vieți. Care este greșeala pe care o puteți tolera la semeni? Minciuna din obligație. Faptul că cineva ascunde adevărul ca să te protejeze, ca să nu ți-l arunce în față. Pot să înțeleg lucrul ăsta. În general nu apreciez oamenii care mint, nu-i apreciez pe cei care mint, dar pe cei care încearcă să te protejeze nespunând adevărul, îi înțeleg.
Vârsta pensionării, atunci când va fi ea, vă va prinde în țară sau în străinătate? Mă va prinde în țară, din nefericire, cu cea mai mare pensie posibilă. Nu o să am pensie specială. Sper să fie cât mai târziu cu putință însă. Cam la 70 de ani întrevăd sfârșitul carierei, plus minus, depinde de cât, de cum o să rezist. Bătrânețea își spune cuvântul și dacă nu te mai poți adresa studenților, n-ai niciun sens să mai te prezinți acolo. Fiind un profesor altfel, așa cum... Da, dar nu știu dacă o să rămâi. Nu poți rămâne toată viața altfel. Și pe de altă parte, generațiile se schimbă. Da, uitați, ieri studenții care sunt în anul 3, cu care nu mai am cursuri de un an și jumătate, m-au rugat să facem o întâlnire și m-am bucurat că au fost 50 online ca să discutăm despre niște procese politice contemporane. Și mi-au spus, voiam să vă mai auzim o dată. M-a bucurat foarte tare. Chiar m-a emoționat. Păi cine știe, poate la 90 de ani vă caută studenții să vă ceară opinia despre... Cum credeți că... Ei vor fi pensionari la vârsta aia. Ne vom întâlni în parc eventual ca să jucăm șah. Este vreo întrebare pe care v-ați fi dorit-o la cină și n-ați primit-o? Eu nu doresc niciodată întrebări. Mi-e frică întotdeauna că n-am răspunsuri. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare. Sâmbătă, ora 21, Digi24. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Ne revedem săptămâna viitoare!